2 Împărați, capitolul 4, versetul 8. We lezen 2 Corinteni 4, vers 8. O să citim numai în limba română, că e prea mult și în limba olandeză. We lezen alleen in Romeins. Olandezii să-și folosească Biblia. De Nederlanders moeten de Bijbel gebruiken. De la 8 până la... cât se poate. Van 8, waarschijnlijk een keer E un text lung, dar trebuie să-l citim. Het is een lange tekst, maar we moeten het lezen. I'm sorry that I'm going to read it only in Romanian, okay? So don't be offended. Într-o zi, Elisei trecea prin Sunem. Acolo era o femeie bogată. Ea stărui de el să primească să mănânce la ea și ori de câte ori trecea, se ducea să mănânce la ea. Ea a zis bărbatului ei, iată, știu că omul acesta care trece totdeauna pe la noi este un sfânt al lui Dumnezeu. Să facem o mică odaie sus cu ziduri și să punem în ea un pat pentru el, o masă, un scaun și un sfeșnic ca să stea acolo când va veni la noi. Elisei, întorcându-se la Sunem, s-a dus în odaia de sus și s-a culcat acolo. El a zis slujitorului său, Gehazi, cheamă pe sunamita aceea. Gehazi a chemat-o și ea a venit înaintea lui. Și Elisei a zis lui Gehazi, spune-i, iată, pentru noi, tu ți-ai făcut toată tulburarea aceasta. Noi ce putem face pentru tine? Trebuie să vorbim pentru tine împăratului sau căpeteniei oștirii? Ea a răspuns. Eu locuiesc liniștită în mijlocul poporului meu. Și el a zis, ce să fac pentru ea? Gehazi a răspuns, ea n-are fiu și bărbatul ei este bătrân. Și el a zis, cheamă. Gehazi a chemat-o și ea a venit la ușă. Elisei a zis, la anul, pe vremea aceasta, vei ține în brațe un fiu. Și ea a zis, nu, Domnul meu, omule al lui Dumnezeu, nu am măcit pe roaba ta. Femeia a rămas însărcinată și a născut un fiu, chiar pe vremea aceea, în anul următor, cum îi spusese Elisei. Copilul s-a făcut mare și într-o zi, când se dusese pe la tatăl său la secerători, a zis tatălui său, capul meu, capul meu! Tatăl a zis slujitorului său, du-l la mama sa. Slujitorul l-a luat și l-a dus la mama sa și copilul a stat pe genunchii mamei sale până la miază și apoi a murit. Ea s-a suit, l-a culcat pe patul omului lui Dumnezeu, a închis ușa după ea și a ieșit. A chemat pe bărbatul ei și a zis, trimite-mi, te rog, un slujitor și o măgăriță. Vreau să mă duc în grabă la omul lui Dumnezeu. Și apoi mă voi întoarce. Și el a zis, pentru ce vrei să te duci astăzi la el? Doar nu este nici lună nouă, nici sabat. Ea a răspuns, fii pe pace. Apoi a pus pe măgăriță și a zis slujitorului său, mână și pleacă să nu oprești pe drum decât când ți-o spun. Ea a plecat, deși s-a dus la omul lui Dumnezeu pe muntele Carmel. Omul lui Dumnezeu a văzut-o de departe și a zis slujitorului său, Gehazi, iată pe sunamita aceea. Acum aleargă dar înaintea ei și spune-i, ești bine? Bărbatul tău și copilul tău sunt bine? Ea a răspuns, bine. Și cum a ajuns la omul lui Dumnezeu pe munte, i-a îmbrățișat picioarele. Gehazi s-a apropiat să o dea înapoi. Dar omul lui Dumnezeu a zis, las-o. Căci este tare amărâtăși și Domnul mi-a spus lucrul acesta și nu mi l-a făcut cunoscut. Atunci ea a zis, am cerut eu oare Domnului meu un fiu? N-am zis eu, nu m-am măgit. Și Elisei a zis lui Gehazi, încinceți mijlocul, ia toiagul meu în mână și pleacă. Dacă vei întâlni pe cineva, să nu-l întrebi de sănătate. Și dacă te va întreba cineva de sănătate, să nu-i răspunzi, să pui toiagul meu pe fața copilului. Mama copilului a zis, viu este Domnul și viu este sufletul tău, că nu te voi părăsi. Și el s-a sculat și a mers după ea. Gehazi l-a luat înainte și pusese toiagul pe fața copilului, dar n-a dat nici glas, nici semn de simțire. S-a întors înaintea lui Elisei, i-a spus lucrul acesta și a zis, copilul nu s-a trezit. Când a ajuns Elisei în casă, iată că murise copilul, culcat în patul lui. Elisei a intrat și a închis ușa
după Iulia Mândoi și s-a rugat Domnului. S-a suit și s-a culcat pe copil și a pus gura pe gura lui, ochii pe ochii lui, mâinile lui pe mâinile lui și s-a întins peste el. Și trupul copilului s-a încălzit. Elisei a plecat, a mers încoace și încolo prin casă, apoi s-a suit iarăși și s-a întins peste copil. Și copilul a strănutat de 7 ori și a deschis ochii. Ce fain! Elisei a chemat pe Gehazi și a zis, cheamă pe sunamita. Gehazi a chemat-o și ea a venit la Elisei care a zis, ia-ți fiul. Ea s-a dus și s-a aruncat la picioarele lui și s-a închinat până la pământ și și-a luat fiul și a ieșit afară. Amin. Slavă lui Dumnezeu! Amin. Există vreun text mai frumos ca ăsta în Biblie? Nu cred. Pentru seara aceasta, ăsta este cel mai important pentru noi și cel mai frumos. Pastorul nostru de joia seara, mesajul sau subiectul pe care vrem să-l studiem cu român și olandez se numește așa, trăirea cu scop. Trăirea cu scop. Life with purpose. Did he translate right? Praise the Lord. Am văzut dacă a tradus bine. Deci, mesajul din această seară, sau studiul din această seară, frașesilor, se numește trăirea cu scop. Eu sunt pastor de 29 de ani. De 29 de ani lucrez cu creștini. De 29 de ani lucrez cu bocăiți. De 29 de ani lucrez cu baptiști. Și acum vă spun ceva foarte dureros. Mulți dintre noi, sau să nu zic mulți, poate că exagerez, destui dintre noi, mergem la biserică degeaba. Mergem la biserică degeaba. Destui dintre noi, vă mai spun încă un lucru trist, chiar dacă suntem creștini, trăim degeaba. Mergem la biserică degeaba și trăim degeaba. Să vă mai spun un lucru important. Fiecare lăsăm în urma noastră, fiecare lăsăm în urma noastră o dâră, o urmă. Lăsăm în spatele nostru fie o urmă de întuneric, fie o urmă de lumină. We laten iets achter ons, of we laten achter ons het licht, of we laten achter ons. Trebuie să realizăm. We moeten ons realiseren. Că dacă nu trăim cu semnificație, trăim degeaba. Als we niet leven met een betekenis, leven we voor niets. Vreau să învățați adevărul ăsta, tineri și vârstnici. Dat we deze waarheid leren vanavond. Să nu confundăm succesul cu scopul. Dat we dingen niet door elkaar halen. Succes. Met een doel bijvoorbeeld. E foarte posibil să ai succes în viață. Succes financiar, succes politic. Financieel succes, politic. Succes familial. În familie kan je succes hebben. Dar în același timp poți să trăiești viața fără scop. Maar tegelijkertijd kan je je leven leven zonder een doel. Să nu confundăm succesul cu banii. Dat we die dingen niet door elkaar halen. Prea mulți dintre noi creștini când gândim că succes înseamnă să ai bani. Dat succes betekent dat we geld hebben. Să ai putere politică. Să ai putere financiară. Poți să-ți atingi toate țintele. We kunnen alle doelen bereiken. Toate țintele propuse. Dar în același timp poți să trăiești fără scop. Să alle voorgestelde doelen bereiken. O țintă propusă este să te căsătorești și să ai copii. Și majoritatea dintre cei ce suntem aici, mă refer la români, ne-am căsătorit și avem copii și și frumoși pe deasupra. Deci ne-am împlinit ținta.
Dar în același timp s-ar putea să trăim o viață fără scopul lui Dumnezeu. Și dacă nu trăim pentru scopul pe care Dumnezeu îl are pentru noi, trăim degeaba. Aici sunt olandezi tineri, sunteți tineri și frumoși toți. Jullie zijn Nederlands en jullie zijn mooie de wijze schetsen. Als dat moet raden. Romanië is een vermoord tot hoe kun je de wijze schetsen? Ja, naast dat moet. Romanië zijn mooi, maar ze zijn niet klaar. Cum putem afla? Hoe kunnen we horen? Care sunt scopurile pentru care am fost creați? Care sunt scopurile pentru care am fost mântuiți? Avem două posibilități pentru a afla scopurile pentru care am fost creați. Primul este speculația. Speculation. Deci poți să afli de ce trăiești speculând. Majoritatea oamenilor aleg această opțiune. Ei presupun, ghicesc, dau cu bani. De ce trăiesc? Ei presupun. Domnule, eu trăiesc ca să fac copii. Eu trăiesc ca să fac bani. Ze stellen zich voor van het doel van het leven is voor geld verdienen. Al doilea mod pe care îl am, prin care, a doua posibilitate prin care pot afla de ce trăiesc. De tweede mogelijkheid om erachter te komen of este revelatie. Is openbaar. Primul este speculația. Al doilea este revelatie. De tweede is openbaring. Și dacă ne ducem la Cuvântul lui Dumnezeu, aflăm care sunt scopurile pentru care Dumnezeu ne-a creat. En als we lezen in het woord van God, dan horen we pas echt wat het doel is waarom we leven. În Biblie Dumnezeu ne spune pentru ce am fost creați. Waarom we gemaakt zijn. Și acum aș vrea să învățăm, frați și surori români și olandezi. We gaan leren, Romeini en Nederlanders. Care sunt scopurile vieții? Wat zijn de doelen van ons leven? Fiți atenți. Am fost creați de Dumnezeu. Pentru Dumnezeu. For God. Și asta o știm cu toții. Amin. Amin. Alo, amin. Creați de Dumnezeu pentru Dumnezeu. For God. Însă fiți atenți. Soția mea are un cățel. Franco. Și deja știți despre el. Însă ceea ce urmează să vă spun e foarte important. Franco este un cadou pe care Mariana l-a primit de la fiul nostru, de ziua ei, acum un an și ceva. Evdeni, haar zoon, haar is cadou gegeven, Franco. Dar cățelul ăsta, e un urățel, din punctul meu de vedere. Crăcărnat așa, merge, nu știu cum, știți, potul turtit, e un French Bulldog. French Bulldog. E un French Bulldog. Însă fiți atenți. M-am uitat la el și am zis, zile trecute vorbeam cu Danny. Pentru ce există câinele ăsta? Care este rolul lui în viață? Că nu-i bun de nimic. Și totuși, i-am găsit un scop. Un rol. En toch heb ik een doel gevonden. Singulul motiv pentru care Franco există în casa noastră. De enige reden waarom Franco in ons huis leeft. Este să-i facă plăcere soției mele. Există pentru plăcerea Mariane. Pentru asta. De altceva îmi spune nimic. De ce? Asta este motivul pentru care există câinele ăla. Al meu și al vostru. Dacă aveți. Dat is de reden waarom het hondje die ons in huis leeft. Nu face nimic. Da, pentru că se drăgălesc ei dimineața la mea, seara, o apără pe Mariana. Mariana este înnebunită după el și eu după Mariana. După Mariana, grote vriendschap heeft met het mondje. Însă a ajuns, Dumnezeu mi-a dat o lecție. God, die heeft mij een les geleerd hierdoor.
Că noi suntem creați de Dumnezeu pentru plăcerea lui Dumnezeu. We zijn geschapen door God, ook tot zijn vreugde. You got it? Amen, amen, amen. Say amen, say amen. Suntem creați de Dumnezeu pentru plăcerea lui Dumnezeu. Zijn gemaakt, geschapen door God. Altfel, de ce suntem buni? Suntem păcători, suntem răi, nu suntem nici grozav de frumoși. We zijn helemaal niet zo mooi. Și totuși, Dumnezeu ne iubește. Pentru că Dumnezeu ne-a creat și noi existăm pentru plăcerea lui Dumnezeu. Al doilea scop pe care îl avem în viață. Secretul în viață, scopul în viață este să devii ceea ce Dumnezeu vrea să devii. Rugăciunea mea în această seară, frați și surori, este să începem să devenim ceea ce Dumnezeu vrea să devenim. Trebuie să învățăm să facem în viață mai puține lucruri pentru a trăi mai calitativ. Pentru a trăi pentru slava lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la aceasta. Acum ne întoarcem la textul pe care l-am citit. În textul acesta, cuvântul lui Dumnezeu spune în versetul 29. Elisei a zis lui Gehazi. Încingeți mijlocul, ia toiacul meu în mână și pleacă. Neem staf, en ga zo snel mogelijk naartoe. Dacă vei întâlni pe cineva, să nu-l întreb de sănătate. Als iemand tegenkomt, goed om dan niet. Și dacă te va întreba cineva de sănătate, să nu-i răspunzi. Als iemand jou komt, zeg hem dan niet terug. Nu mi se pare ciudat versetul acesta, foarte ciudat. Dacă jullie niet vreemd. Și acum ajungem la subiectul din această seară. Nu komen we tot het onderwerp van deze avond. Subiectul din această seară se numește trăirea cu scop. Het onderwerp van deze avond is om te leven met het doel. Unul dintre obiceiurile evreilor din vremea aceea. Een van de gewoontes van de Hebreeën. Este că dacă se întâlneau pe stradă sau pe drum sau pe uliță sau pe cărare. Was als je elkaar tegenkomt op een straat. Se salutau. Om elkaar te groeten. Și se salutau jumătate de oră și o oră, tot vorbeam. Een half uur, een uur. Enorm de mult vorbeau, așa cum vorbim noi când ne întâlnim pe aici pe la colț. Ce mai face sora? Ce mai face fratele? Ce mai face copiii? Ce mai face copiii? Elisei știa lucrul acesta. Elisa, de vezi Ivan? Știa obiceiul evreilor. Deși el era evreu. Și a dat o poruncă clară lui Gehazi. Trebuie să înveți să trăiești cu scop. Să nu te pierzi în detaliile vieții, în nimicurile vieții. Și din cauza aceasta este versetul 29. Dacă vei întâlni pe cineva, să nu-l întrebi de sănătate. Și dacă te va întreba cineva de sănătate, să nu-i răspunzi. Acum, vă rog să vă imaginați pe mine, pe aici, pe strada asta, în mijlocul oamenilor, oamenii mă salută și eu trec pe lângă ei ca glosul. Allerlei mensen die vroegen. Frate Daniel, eu mă duc ca glosul. Bună ziua, domnul pastor, eu tac și mă duc ca glosul. Zeg mensen, en ik hou mijn mond en ik ga door. Așa e că vi s-ar părea că sunt teribil de ciudat și vei spune, bă, ce nepoliticos, bă, ce nepoliticos. Dar exact asta este porunca pe care Elisei i-a dat-o lui Gehazi. Să nu saluți pe nimeni pe drum, să nu te uiți la nimeni pe drum, să nu răspunzi la salutul nimeni. Și ce înseamnă asta? Trăire focalizată. Trăire cu scop. Trăire cu țintă sfântă. Știți care era slujba lui Gehazi atunci? Să meargă, să învieze un mort. Să meargă să învieze un mort. Raise a dead man. Om inderdaad te gaan. Asta era slujba lui Gehazi. Asta este trăirea cu scop. Dat was het leven met een doel. Fiți atenți. Trăirea cu scop înseamnă să fii legat de
bij Jezus Christus, să fii legat de Jezus Christus. Înseamnă dat să fii în jugul lui Jezus Christus. Betekent dat je in het juk van Jezus op je hebt genomen. Să nu mă supărați că mai dau dată exemplu de la cățelul ăsta al soției mele. Poate jullie niet boos zijn, maar ik zal nog een voorbeeld geven voor het moment. Am tot învățat lucruri de la el. Ik heb heel veel dingen geleerd in dit moment. Eu, odată pe zi, că am o nevoie de mișcare sau chiar de două ore, mă învârt în jurul unor străzi acolo și îl iau și pe el cu mine. Ik ging met Frank al een stukje wandelen. Băiat Finuț, a spus că eu sunt pasărul de Finuț. Și îl iau în lesă și în sfoara aia și lesă în funia aia. Și zice, îl plimb. Mă plimb pe mine, dar plimb și pe el. Acum, de ce vă spun toată povestea asta? Ik liet hem uit. Hij liep samen. Dacă nu l-aș ține legat, als hij niet vastgekomen zou zitten. Și ce s-ar întâmpla cu câinele ăsta, cu mogâldeața asta, dacă n-aș ține legat? Dacă nu l-aș ține legat. S-ar pierde, s-ar răni, s-ar bate și în final s-ar distruge. Dacă ar fi de capul lui, adică liber, și n-ar fi legat, s-ar bate cu orice câine de pe stradă. Cum vede un câine să aruncă să se bată? Dan had hij zich midden in de strijd gegooid en het hondje wat tegen. Kom verder, pisica! Als er een boer voorbij is gekomen, dan zou hij erachteraan zijn gegaan. Zie dat je conclusie aan mijn jongens. Weet je welke conclusie ik daaruit kan trekken? Dat je naar Nolas zien elegant. Als hij niet verbonden was, dan zou hij niet. Că Dumnezeu mi-a dat o lecție spirituală prin cățelușul ăsta. Viața lui, dacă n-ar fi legat de mine, viața lui n-ar avea niciun sens. Tocmai pentru că ți-e legat de mine, viața lui are un scop. Știți care este trăirea cu scop? Să fiu legat de Iisus Hristos. Că dacă nu m-ar ține Domnul Iisus legat, m-aș pierde, m-aș prăpădi, m-aș răni, m-aș duce în iad. De nebun și de rău ce sunt, m-aș duce în iad. Viața cu scop olandezilor. Viața cu scop românilor. Este să stăm în jugul lui Iisus Hristos. Este să ne lăsăm legați de Iisus Hristos. Și acum încă ceva, înainte de a ne apropia de încheiere. Elisei a fost un sfânt al lui Dumnezeu. El a fost diferit de Ilie. Ilie a făcut 7 minuni. Elia heeft 7 wonderen gedaan. Elisei, după cum știți, a făcut 14 minuni. Elisa heeft 14 minuni. Pentru că Elisei a cerut porție dublă din puterea lui Ilie și a primit-o. Omdat Elisa het dubbele heeft gevraagd aan God. En dat heeft ze ook gekregen. Care este scopul vieții, trăirea cu scop? Wat is het doel van het leven? Când Dumnezeu ți-a dat viață. Als God ons het leven gegeven heeft. Când Dumnezeu ți-a dat viață veșnică. Als God ons het eeuwige leven gegeven heeft. Dumnezeu ți-a dat-o pentru un scop anume. God heeft het gegeven met een doel. Pentru tine. Zeker doel. Dar și pentru alții. Maar ook voor anderen. Au zis ce a făcut Elisei. În Elisei era viața lui Dumnezeu. In Elisa was het leven van God aanwezig. Când copilul acela a murit. Toen dit kind doodging. Știi ce a făcut Elisei? Weet je wat Elisa a gedaan? S-a dus exact la el, la copil. Hij ging precies naar hem toe. S-a rugat pentru copil. Hij bad voor het kind. S-a așezat peste copil. Hij ging op het kind liggen. Și în final l-a înviat. En uiteindelijk met de slavă. Am primit viață. Ik heb het leven gekregen. Ca să dăm viață. Om het te geven. Asta este viața cu scop. Dat is het leven met een doel. Viața veșnică pe care o avem. Het eeuwige leven wat ik heb. Prin Iisus Hristos. Door Jezus Christus. Am primit-o nu numai pentru mine. Heb ik niet gekregen alleen voor mezelf. Și s-o dau și altora. Maar ik heb het gekregen om het ook aan anderen te geven. Dacă viața pe care o am, o țin doar pentru mine. Als ik het leven wat ik heb gekregen alleen voor mezelf. Trăiesc o viață fără scop. Dan leef ik een leven zonder doel. Însă viața trăită cu scop. Maar het leven. Este să trăiesc eu pentru Dumnezeu.
is dat ik leef voor God. Însă viața lui Dumnezeu s-o dau și la alții. Maar leven van God, leven met God. Și noi în această săptămână olandezii și câțiva români exact asta am încercat să facem. Dat is precies wat de Nederlanders. Viața pe care noi am primit-o, nu ținem numai pentru noi. Het leven wat we hebben, ci o dăm și altora. Houden we niet voor onszelf. Din cauza aceasta Elisei a zis lui Gehazi să nu te oprești pe drum. En daarom zei să nu vorbești cu nimeni pe drum. Ga je zo snel mogelijk naartoe. Als je iemand tegenkomt, goed. Ci să te duci exact la copil, că eu vin după tine. Ga gelijk naar het kind toe. Vă rog să rețineți ce înseamnă viață cu scop. Onthoud wat het betekent, een leven met een doel. Fiți atenți. Viața și puterea o primim din afară. Het leven en de kracht die komen van o primim de sus, die komen van boven. Dar când o dăm din noi. Maar als we het verder geven, als we het uitdelen, asta înseamnă că Duhul Sfânt este în noi. Dat betekent dat de Heilige Geest in ons woont. Și trebuie puterea Duhului Sfânt să o împărțim cu alții. Omdat we de kracht van de Heilige Geest in ons hebben, kunnen we dat. Dacă ceea ce am nu dau și la alții, als datgene wat ik heb, nu are mine. Și ajung ca marea moarte. Ajung ca marea moarte. Ajung ca marea moarte. Da. Dar ben ik bijna dood. Probleem in mijn hoofd. Ați văzut vreodată marea moarte? Ați fost la marea moarte. Marea moarte. Dead Sea. Dead Sea. Dead Sea. Marea moarte. Dode Zee. Dan was ik als de Dode Zee. Did you visit the Dead Sea? Have you the... You better go there next time. But take me with you too. Știți de ce marea moarte este moarte? Heb jullie waarom de dode zee dood is? Pentru că primește și nu dă. Omdat het ontvangt, maar niet geeft. Elisei ce a avut a împărțit cu altul. Elisa, die heeft datgene wat hij had. Viața lui Dumnezeu din Elisei. Het leven van wat God hem gegeven heeft. Elisei a împărțit-o cu altul. Heeft Elisa uitgedeeld naar. Asta înseamnă trăire cu scop. Dat betekent het leven met een doel. Asta înseamnă să mă focalizez pe mântuirea altora. Dat betekent dat ik me focus op de ander. Doamne, ajută-ne la aceasta. Op de ander. Însă mai există un text pe care vreau să îl citesc. Se găsește în 2 Împărați 13, tot în aceeași carte, 2 Împărați 13. În 2 Coloniei. Și în 2 Împărați, capitolul 13, versetul 21. Deci Biblia spune așa, Elisei a murit, spune Scriptura, și l-a îngropat. Versetul 20. Elisei a murit și a fost îngropat. În anul următor, au intrat în țară niște cete de moabiți. Het was het seizoen waarin elk jaar weer Moabitische benden het land binnenvielen. Și acum atenție. Let op. Și pe când îngropau un om, iată că au zărit una din aceste cete și au aruncat pe omul acela în mormântul lui Elisei. Când de plunderaars eraan kwamen, werd hij juist iemand begraven. Snel liepen ze de dode in Elisei's graf. Omul s-a atins de oasele lui Elisei și a înviat și s-a sculat pe picioare. Zodra hij in het graf in aanraking kwam met het gebeente van Elisa, kwam de dode weer tot leven en stond hij op. Prorocul Elisei a fost un proroc al vieții. De profeet Elisa was een profeet van het leven. Omul acesta, prin omul acesta, Dumnezeu, omul acesta, prin Dumnezeu, i-a dat unei femei copil. Door het leven wat Elisa leefde, en door de kracht van God, a înviat copilul femeii. Ja, wekte die het kind op. A vindecat pe Naaman. En hij genas aan. Și-a făcut multe alte miracole. En hij heeft veel andere wonderen gedaan. Era un proroc al vieții. Hij was een profeet van de leven. Însă auziți aici un miracol mai mare, parcă, în 2 Împărați 13:21. In 2 Koningen 13, vers 21. Asta i-a numit miracole post-mortem. Dat is een wonder. Post-mortem. Post-mortem miracles. Și auziți care este învățătura pe care ne-o dă Duhul Sfânt. Dit is het wat ik geleerd heb van dit vers. Wat hij chiar după moarte. Zelfs na de dood. Noi trebuie să dăm viață. Moeten we het leven geven. Prin ceea ce am fost înainte de moarte. Net zoals
Zoals we waren toen we nog leefden. Cât o să trăim pe aici, pe la Timișoara și prin orașul vostru, prin Olanda? Cât o să trăim? Hoe lang leven we? In de plaats waar we wonen. 60, 70, 80, 90, 100 de ani. 70, 80, 90. Curând o să trăim 150 de ani, așa spun savanții. De geleerden die zeggen dat we snel lang zullen leven, meer dan 100 jaar. Vă interesează? 150 de ani. Pe mine începe să mă intereseze. Însă fiți atenți. Unul dintre lucrurile importante pe care trebuie să le învățăm este că influența noastră trebuie să existe și după moarte. Influența noastră trebuie să continue și după moartea noastră. Așa s-a întâmplat cu Elisei. Așa s-a întâmplat cu Domnul Iisus. Așa s-a întâmplat cu ucenicii. Și după moartea lor, ei influențează. Asta înseamnă trăire cu scop. Dacă în viața aceasta trăiesc pentru Dumnezeu, și după moartea mea, oamenii vor fi influențați de mine. Familia mea va fi influențată de mine. Să vă spun ceva despre tatăl meu de la Sibiu. Care a murit, dar a trăit la Sibiu. Tatăl meu a murit la 86 de ani. Hij is overleden. A fost pastor la Sibiu la 40 de ani. Hij is 40 jaar voorganger geweest in Sibiu. Și acum urmează partea frumoasă. En nu komt het mooie deel. Și după moartea lui. Zelfs na zijn dood. Influențează oameni. Hij beïnvloedt niet mensen. Când mă duc la Sibiu și mă întâlnesc cu diferiți creștini. Als ik naar Sibiu ga. Dar nu scot, bineînțeles. En als ik christen ontmoet in deze plaats. Spune, eu am fost și sunt influențat de Mircu. Dan zeggen ze, ik ben beïnvloed door Emil Kokar. Mir Kokar, it's okay. It's okay. Mir Kokar, no problem. Când ajung acolo, îmi citează cuvintele lor și spune, așa mi-a învățat fratele Mircu Kokar. Als ik daar ben, en ik ontmoet mensen, dan zeggen ze, zo heeft dit și-a învățat acolo, că putem să influențăm pe oameni și după moarte. Wat zegt dit? Când mortul ăsta a fost aruncat în mormântul lui Elisei și s-a atins de trupul și de oasele lui Elisei. Ăsta a înviat. Elisei, în urma lui, a dat viață. Chiar și prin moartea lui, a dat cuiva viață. Exact așa este Iisus Hristos. Prin moartea lui, Iisus Hristos ne dă viață. Glorie Domnului. Și vreau să închei cu o întrebare. Ik wil afsluiten met een vraag. Ce moștenire de viață lăsăm în urma noastră? Welke erfenis laten we achter aan de mensen? După 80, 90 sau 100 de ani tot vei muri. Na 80 of 90 ani zullen we allemaal overlijden. Curând pocnim de atâtea euri. Uiți, don't worry. Don't worry. Mâncăm o mâncare atât de nesănătoasă. Că vrând nevrând vom muri de atâtea chimicale, atâtea chimicale. Margarină. Plină de chimicale, plină de chimicale. Și olandezilor le place margarina. Românilor le place margarina. Dar este plină de chimicale, plină de chimicale, nu sănătoasă. Olandezilor le place Coca-Cola. De Nederlanders houden van Coca-Cola. The black drink. The black drink. Și v-am văzut brând Coca-Cola. Ik heb gezien hoeveel ze er noemen. Și am văzut și pe român brând Coca-Cola. Și pe Onisim. L-am văzut brând Coca-Cola. Dar Coca-Cola este plină de chimicale. Plină de chimicale. Și ce vreau să vă spun? Vom muri. Vrând nevrând vom muri. Însă întrebarea, știți care este? Ce lăsăm în urma noastră? Cum îi vom influența pe oameni în urma noastră? După moartea noastră. Ce moștenire de viață lăsăm în urma noastră? Pe cine ai adus la mântuire? Ce ai făcut pentru Iisus Hristos? Ce pastor sau misionar susții, finanțezi?
Welke voorganger of missione sponsorizes? Welke zendingswerk heb je ondersteund? Pe cine ai vizitat la spital, la pușcărie? Wie heb je bezocht in het ziekenhuis of in de gevangenis? Ce om necăjit ajuți? Welke arme man heb je geholpen? În cine investești? In wie heb je geïnvesteerd? Să vedeți ce mi s-a întâmplat într-o altă localitate din România. Ik zal vertellen wat ik heb meegemaakt in een andere. Zilele trecute am ajutat niște oameni foarte săraci. Ik heb afgelopen paar dagen mensen geholpen, hele arme mensen. Am băgat mâna în buzunar propriu și am ajutat. Ik heb ze geholpen. Nu vă spun cu cât să nu vă speriați. Ik zal niet zeggen hoeveel ik heb gegeven. Și pe urmă, oamenii și-au mai avut nevoie de ajutor. En ook daarna hadden ze nog steeds hulp. Și m-au prins fără bani la mine. En ik had geen geld meer. Și m-am dus și am luat dintr-un fond al bisericii pentru cazuri sociale. Ja, en uit de diaconie van deze gemeente. 250 de lei. Heb ik și am dat la repetiție. En ik heb 250 de lei. Și câțiva din comitet au auzit. Câțiva din comitet au auzit. Een aantal van de oudste raad heeft het gehoord. Și am avut comitet vinerea trecută. En ik heb de oudste raad vergadering gehad. Și câțiva dintre ei mi-au spus, frate, v-ați primit că ați dat banii aceia. Trebuia să ne întrebați și pe noi. Și am spus, voi mă taxați pe mine că am făcut o afacere de bine? Voi mă criticați pe mine că am făcut un lucru bun? Și m-au criticat, bine, s-au oprit ei, că m-am gâlit cu ei. S-au oprit, dar m-au criticat că am făcut un lucru bun. Am ajutat un nenorocit. Vreau să vă întreb. Noi mai ajutăm pe oameni din ăștia necăjiți. Ce moștenire lăsăm în urma noastră? Când tu vei muri, oamenii se vor bucura sau se vor necăji? Când tu vei muri, vor zice, bine că s-a dus și asta, că era o acritură. Bine că a dispărut și ăsta, că era un dificil de om. Sau când tu vei muri, alții vor spune, băi, prin ăsta am primit viața veșnică. Asta m-a ajutat pe mine. Asta m-a ridicat pe mine. Asta mi-a dat mie putere să merg înainte. Zullen mensen blij zijn op het moment dat je overlijdt, omdat je ja, moeilijk was, kritisch was? Zullen mensen juist niet blij zijn, omdat je ja, mensen beïnvloed hebt? Fraților, trăirea cu scop leven met een doel este să trăiesc spre slava lui Dumnezeu is om te leven tot eer van God și să dau la alții viață. En om het aan anderen te geven dat leven. Repet, să trăim spre slava lui Dumnezeu și să dăm viață la alții. En om het uit te delen. Dacă am viață, voi da viață. Și în viața aceasta și chiar și prin moartea mea alții vor primi viață. Și aș vrea să încheiem cu iarăși un moment de rugăciune. Și în rugăciunea aceasta să ne rugăm toți în comun. Și se cere lui Dumnezeu să ne dea o viață cu scop. Nu vrem să mai trăim în zadar. Nu vrem să venim la biserică în zadar. Ci noi vrem să trăim cu scop. Pentru că curând vom ajunge la capătul vieții. Și dacă n-ai trăit cu scopurile lui Dumnezeu în tine, zijn woord heeft gezegd. Hij dan heb je van niets geleerd. Tienerii care au venit din Olanda la noi. De tieners uit Nederland. Încep să trăiască cu scop. Beginnen te leven met een doel. Și aveți aplauze de mine. Slavă Domnului. Continuați să trăiți. Hai să mergem door. Te leven met een doel. Să trăiți spre slava lui Dumnezeu. Om te leven. Tot eer van God. Și să dați viață în jurul vostru. En het leven door te geven. Încurajați-i pe oamenii din jurul vostru. Bemoedig mensen om je heen. Prin voi, oamenii să primească viață. Door jullie heen. Prin noi, oamenii să primească viață. Doamne, ajută-ne să trăim cu scop. Amen. God help ons om te leven met een